Poftim. Mă cheamă Mila, botezată de Mila, documente. E Mila la biserică aici, deci preotul. Așa. Deci, familia? Sunt născut în 41. Familia negră, Ludmila Vasilevna. Tata îl cheamă Vasile, mama îl cheamă Catinca, a rămas de părinți. Nici 2 ani n-avem. Ce s-a întâmplat cu părinții? Tata e pe front, mort. Mama acasă. Era atunci cam foame și... Era greu. Era greu tare și a rămas să cu mine micuță. Când s-a dus tata, eu avem un an de zile. V-ați născut aici, în Magdacești? Nu, în Vâslăceni. În Vâslăceni s-a născut. Așa. Și-a murit mama, bunica Angelina. Costea Sultan, adică el mi-a fost ca tată. Și bunica, mamă. Cine v-a crescut de copilării? Bunica Angelina. La școală ați îmblat? Care? Am învățat 7 clase la... La unde? La Păsliceni. V-ați crescut și v-ați căsătorit cu... M-am căsătorit ca în tineric și vă dă prostie. Viața care am trăit-o foarte bine, foarte bine. Soțul dumneavoastră cum îl cheamă? Petru. Are 2 ani jumătate de când m-a depădat. S-a dus la... Și așa i-a spus, de câte ori mă duci la Sfânta Biserică, să duc ce un șoprijin preotului. Și cuvinte i-au lăsat de bune. Vorbiți și copiii dumneavoastră. Copiii dumneavoastră. M-am născut pe Gheorghiță. În ce an? Spune ce an e când s-au născut. Da, așa, În 60. Și apoi am avut o fetiță, Catiușa, a murit. La vreo 2 luni în zile, tot, nu știu ce, bolnav, crește. Dumnezeu pe Marica, pe Lida, pe Petrică. Și Mezena? Petrică e Mezena. Ați lucrat în colhoz? În colhoz am lucrat toată viața mea la sapă. Vă știe lumea în sat de unii din cei mai gospodari oameni? Ați strâns niște bani cumva la bancă? Câțivana proști ne mai fost. Ce s-a întâmplat? Spuneți. I-am dus și am pus seama la copii, la puni, la mușesc, dar cum sunt. Când s-au schimbat banii ăștia, sovietici sau, da? Dar nu i-au dat nimic. Nimic, dar nu vă supărați de întrebare, poate este indiscret, dar ce sumă ați avut la... Da, eu după fetița asta, după Lina asta, care e urmă la Dumnezeu, Petrică. Da. 35.000 am pus tărâin cu desaje la tras. La piață mergeți, da? La piață. Și din 35.000 n-ați primit nimic? Nimic, nici o capică nu a dat, nici o dată. Deci sistemul sovietic, comunist, nu era chiar așa de bun, da? Da, și ne-o să zicem, și ne-o luat. Așa e sărăină, nu pot să zic din comunie. Păi când omul pune 1.000 de lei de pildă și îi dă un leu pentru suma aceea, cred că nu mai este. Nu
mai zic, lumea nu știu cine, dar oameni sunt noroși. Și după Petre cam 14.000. Și după mine am avut 14.000. Și după Petre... Asta, banii cei de pe atunci? De pe atunci. Și nu v-a dat nimic? Dar nu. Ce puteți ne vorbiți despre satul Măgdăcești? Cum vă simțiți trăind în el? Bine am trăit. Care muncește, trăiește, dar care fură și care se cunosc. Vă spun drept. Despre oameni, ce puteți să ne spuneți? Și despre oameni, ca venind aici, ea, mama, soacră, au rămas și tot văduri de război, cu cinci cochii. Și n-a venit și o credere să mănânca nici dintr-o parte. L-a dus pe Pietra la Krasnodarski, Craiș, a făcut armata. Pe Badea Arseniu, șactă, l-a vrut. S-a dus mama acolo și a început a plânge, zice, mama soacră. A început a plânge, zice că, iată, când și-a născut eu copii și ne-a vrut în pământ. Păzăuă. Vă făzeau, a fost băieți ca cu ăsea nostru, a fost că ei se întâlnea așa, când vine băieți. Am care ca când tată nu a fost mie. Și s-a luat de oră și spune greu de Fezău, cum făcut spământ. Dar pe unul și pe... povestea mama și spune ce... Ce vă aduceți să aminte din ce-o povesti? Mama soacră? Da. E, și când am venit eu aici, ea era rai. O pași, o frumusață, la... tare, mergem cu deamul cu tata, trecem în Ucraina, așa, trecem sute de pui, până am, dar, Doamne, păsărea rai, nu se mântuie de la noi. Doamna Mila, dar ce vă doriți cel mai mult? Ce? Iată așa, în general, ce vă doriți? Cel mai mult dumneavoastră. Sănătate, mamă, nu-mi trebuie. Sănătate. Vă mulțumim foarte mult pentru interviu. Să fiți sănătoase. Mulțumim mult.